cum am spus și înainte, suntem, meciurile sunt decisive, meci greu, foarte greu acasă, în tur, o echipă care greu să o desfaci, care se apără foarte bine, care au un atac, un contraatac foarte bun, un antrenor care are o disciplină, care a implementat în grupul care îl are o disciplină foarte bună și jucătorii sunt foarte disciplinați și știm că va fi foarte greu să îi desfacem, să marcăm. Încercăm să facem mult mai bine lucrurile cum am făcut în tur. Sperăm că de data aceasta să toți care au echipa în general și mijlocași și atacanții să știm să atacăm mai bine și să marcăm goluri. Pentru că sunt puncte importante, jucăm în meci acasă și contează foarte mult să câștigi meciul. Din ce în ce, în fiecare săptămână e un meci mai puțin și sperăm ca să vină victoria și să repetăm meciurile bune care le-am făcut acasă în fața spectatorilor, suporterilor noștri care au, eu zic, am, până acum am jucat meciuri foarte bune acasă și am adus satisfacții foarte bune. Ca jucători, Ganea vine după perioada care a trebuit să stea acasă, e încă în pregătiri și, bineînțeles, cum ați auzit, am doi jucători noi care i-am luat în ultima perioadă, Nedelcu și Iancu, care sunt copiii noștri, jucătorii noștri care i-am crescut și ne face plăcere să se întoarcă acasă, să vină înapoi și să încercăm ei să ne ajute pe noi, noi pe ei. Chiar dacă e prima oară când facem acest lucru, normal nouă ne convin jucătorii care aparțin de noi și sunt totalitate toți ai noștri, dar în momentul de față au fost cazuri speciale și cum sunt formați de noi, am zis că e momentul și noi să fim puțin sensibili la acest lucru și ei să ne ajute pe noi și noi pe ei să aibă cât mai multe minute, meciuri. Pentru că îi știm, îi cunoaștem foarte bine, știm ce potențial au și sperăm ca să o facă. Iancu a făcut-o odată extraordinar. A venit la noi și a devenit cel mai bun jucător din România, și pasator și marcator. Sperăm să și în perioada asta să o facă la fel de bine, că avem nevoie de goluri și de pase de gol. Și cât a fost la noi și cât a jucat la noi, era cel mai bun închizător din prima ligă. Și sperăm ca el ușor, ușor să-și recapete postul ăla care e de baza lui de mijlocaș central, defensiv. Și cunoaște conceptul nostru, îl știe și sperăm să se adapteze, să intre în lucrurile noastre cât mai repede. Doi jucători buni, de valoroși, care ușor, ușor trebuie să integrăm, să-i punem cu noi în echipă și să ne ajute în perioada asta să ne ducem în play-off, să încercăm să intrăm în play-off și, bineînțeles, și după aceea meciurile care sunt de jucat, că o fi sus sau jos, dar trebuie să fie conectați 100% până în vară, să ne ajute și să ne sprijine foarte bine. Cam asta în general. În rest, spiritul e bun. Am avut săptămâna asta liberă din cauza ce s-a întâmplat în ultima săptămână. Am muncit bine, am încercat să facem lucrurile care trebuie pentru echipă și eu ce am simțit, echipa arată bine și sper să facem un joc foarte bun mâine. Veți juca chiar de ziua dumneavoastră? N-are importanță. Ar fi un cadou, câștigul, victoria? Așa. Nu. Eu mă gândesc ca echipa să ne câștigă meciul, nu contează ziua mea de naștere, nu are nicio legătură, e pe plan secundar. Obiectivul nostru e meciul, să ne conectăm la meci, să jucăm meciul și după aceea, așa, familiar, soția e plecată la Iannis, eu sunt aici, fata e în București, așa că, da. Dar mai sunt și momente din acestea în care sunt cum sunt și atunci, da. Aveți vreo țintă? Vreți să ajungeți să fie un anumit loc pe podium? Acolo să fie... Nu, vreau să jucăm fotbal foarte bun și victorii. Mentalitate de învingători, asta încercăm să
să implementăm aici la club, să redevenim noi cei care am fost înainte, cu un spirit de învingători, care să fiecare meci să-l trateze și să-l joace și să domine, să dea ritm și intensitatea jocului să o dăm noi, așa cum am făcut-o, cum am terminat anul și cum am început anul, cred eu, în condiții foarte bune, pentru că noi cu Craiova am făcut un meci extraordinar acasă, timp de 60 de minute, după aceea schimbările n-au adus ce trebuia, probabil pe fondul acela de automulțumire, dar și cum am terminat anul, ultimele 5 meciuri, cred că am arătat un fotbal extraordinar și suntem pe drumul bun. Asta pot să zic cu certitudine și sperăm să continue drumul să fie și mai bun și în fiecare meci să facem mai multe. Și când spun mai multe, pentru mine e important să marchez multe goluri și să faci un fotbal foarte bun, să te impui în teren. Iancu și Nădălcu vor avea contract până la finalul sezonului cu posibilitatea de prelungire sau pe termen mai lung? Nu vom vedea, o să discutăm deocamdată la salariile care le au ei și unde sunt, e greu pentru noi, dar o să încercăm să vedem, avem timp, important e ca ei, decizia noastră a fost ca ei să vină, să joace și să ne ajute să aibă meciuri în picioare pentru noi, pentru ei, pentru toți, să fie bine și după aceea vom vedea, vom discuta. În momentul de față, imposibil ca noi să putem să ținem aceste salarii care le au foarte mari, jucători care vin de afară și e greu pentru noi. Urmează o perioadă foarte aglomerată, 5 meciuri în 3 săptămâni. Suntem echipa cea mai dezavantajată în această perioadă, pentru că un meci care era la o săptămână s-a transformat într-o luptă, noi și noi luptăm pentru a fi acolo sus, iar din echipele care luptă acolo sus, suntem singurii care jucăm în 2 săptămâni, avem 2 săptămâni cu intermediare, foarte multe meciuri, iar nimic nu ne avantajează din acea săptămână, pentru că sunt meciuri decisive cu doi adversari care suntem în luptă cu ei și noi jucând la mijlocul săptămânii, nu cade bine, din păcate. Asta e, dar nu e treaba mea, e treaba conducerii. Acest lucru eu doar mă interesează partea să mă adaptez la tot ce am în fața mea și atunci știu că avem meciurile astea care intermediarele care sunt 2 săptămâni la noi și trebuie să găsesc soluții, trebuie să am soluții ca echipa să joace foarte bine fiecare meci și să facem un meci foarte bun și bineînțeles să ne impunem principiile. Pentru meciul de mâine aveți jucători indisponibili? Accidentați? Nu, deocamdată nu sunt. E doar Ganea care vine după, revine după o pauză de când a stat acasă din cauza COVID-ului. Dar apropo și de ultimul meci, noi am avut 5 cazuri de COVID. Am avut mai multe decât adversarul. Patru declarativ oficial? Nu știu, oficial. Au avut 4 cazuri, atâta. Noi am avut 5, aveam când am fost acolo. Am fost acolo și practic aveam mai multe, dar eu știu că în campionat trebuie să te înscrii cu un număr de jucători. De la începutul campionatului. Și trebuie să iai, adică lotul acela de 20-25 de jucători trebuie să iai. Dacă nu, nu știm ce va fi. Dacă va fi, ce va fi după, noi nu putem să anticipăm ce va fi. Noi eram în formă foarte bună, eram bine, ce va fi peste 2 săptămâni, nu știm. Și atunci nu. Eu, din punctul meu de vedere tehnic, să joace cu aceleași jucători, cu aceleași loturi care le aveam. Dacă e tot fair play și vorbim de fair, să jucăm cu loturile care erau. Nu să aducem alți 20 de jucători sau 10 și după aceea să fie o echipă nouă. Da. E adevărată clauza de 100 de mii de euro? Nu mă interesează. Nu mă interesează. Da. Pe mine nu mă interesează lucrurile astea. Nu sunt legate de conducere. Ei fac contractele. Eu l-am pe Nedelcu. Dacă e o clauză și așa, nu e nicio problemă, avem alții care trebuie să joace, deci nu trebuie să joace Nedelcu toate meciurile și nimeni nu-i garantează că Nedelcu va juca alt meci, va fi titular sau nu va fi, deci vom vedea. Important e că e component al nostru în momentul de față și poate să ne ajute când începe meciul sau că vine de pe bancă
el ne va ajuta și o să am discuție cu ei. N-am ajuns să i-am lăsat pe amândoi, acum o să am o discuție cu amândoi și ce v-am zis vouă o să le zic și lor. Că nu pot să fiu, vă spun dumneavoastră ceva și lor altceva, același lucru o să le zic și noi. Sper să ne ajute foarte tare amândoi, pentru că sunt jucători de calitate foarte bună, îi cunoaștem foarte bine, sunt ai noștri și sunt sigur că ei ne vor da un randament foarte bun și sunt cu inima și cu sufletul la noi și joacă de plăcere, chiar de plăcere pot juca la noi și să se simtă bine, așa că împreună putem face lucruri bune, sperăm. Alte întrebări? Mulțumesc! Mulțumesc.